Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, pentru că ați răspuns invitației noastre. La urma urmei, noi nu suntem decât niște visători care încercăm încrâncenați să păstrăm memoria unor mari, iar sună aiurea, unor personalități importante ale culturii române, ale literaturii române și a unor locuri care cu siguranță produc multe, multe valori. Mai sunt, vor mai fi și cele deja sanctuarizate, tezaurizate în memoria noastră și în memoria literaturii. Festivalul Concurs Rezonanțe Udeștene e deja concurs național de literatură pe 3 secții, poezie, proză scurtă și reportaj. Anul acesta am avut un juriu foarte grăbit, ca să spun așa, pentru că s-au adunat o groază de evenimente, ani universitari, greva profesorilor, masterate, doctorate și oamenii aceștia sunt oameni importanți care sunt angrenați în tot felul de proiecte culturale și profesionale și atunci e foarte greu de găsit o breșă, un culoar sau o cărare către inima lor ca să apuce să te asculte și pe tine și mai ales să citească 50, 60, 70, poate chiar 100 de manuscrise. Să trec direct în subiect, pentru că avem multe lucruri astăzi de spus, pe lângă faptul că avem de lansat, de vorbit despre mai multe cărți de proză și de poezie și chiar dacă nu sunt în lista sau în cronologia cu care am gândit noi, încercăm să fie rotund și să aliniem planetele. Festivalul Rezonanțe Udeștene este la ediția anul acesta, debutăm astăzi cu ediția 27-a. Este un festival care are deja tradiții de chime, 27 de ani matur și vorbește despre, adică în memoria unor personalități ale Udeștului, Magda Isano, Iosefiu Camila, Mircea Motric, Constantin Ștefuriuc și nu numai, pentru că avem lângă noi astăzi și scriitori de acolo, deja care bat la, să-i spunem, în sactuarul posterității și oameni minunați care încearcă să fie modești alături de aceștia pomeniți de mine acum. Avem invitații astăzi alături de noi, vă transmite Adrian Dinurachieru din Timișoara, care din probleme de sănătate nu poate veni, pe Nichita Danilov. Iar Nichita Danilov, chiar dacă este născut în Suceava, un bucovinean de elită, deja este al nostru, așa într-o revent de noi, nu știu dacă el vrea să-și repudieze vreodată rădăcinile, dar este al nostru și când vine în Bucovina, eu cred că Nichita Danilov vine acasă lui. Vă rog, a venit și domnul primar de Udește, Slovan Cristea, acolo, în stânga, este un loc pentru domnia sa. Scuze, am deschis, dar... Scuze, eu doar 15 minute, dar de mine eu trebuie. Mare bucurie, mă bucur că ați venit și chiar fără niciun fel de... Mă gândeam ce s-o fi întâmplat, vreau să întâlnesc doamnele profesoare cu copiii. Mulțumim colegului, prietenul Manole, camarad de Revoluție. Amintesc întotdeauna lucrul acesta, pentru că se ocupă, face lucruri frumoase. Pentru că poezia, proza și scrisul sunt așa de puțin în actualitate astăzi, înseamnă că trăim momente dure, încărcătoarea este emoțională, emotivă și finală. Lumea trebuie să ne cunoască mai mult. O să vorbească Vlad Sivechi despre cartea poetei prietenei noastre din totdeauna, Viorica Petrovici, Portal 16. Eu am primit de la Viorica 6 cărți, nu? De la cu vrea eu? Cu vrea eu? Bun, mulțumesc. Și de autograf, dar dumneavoastră credeți. Bine. Și de aceea îl rog pe Vlad, profesorul Vlad Sivechi, să tragă la microfon. Știi ce bine? Stai, te sprijin aici în minunat. Da, am și copiluțe.
chiar dacă suntem în preajma examenelor naționale, îmi permit câteva copiuțe pe care le-am scris tot. Eu n-am copiat, pentru că n-am plagiat. Aici am văzut că sunt camere, sunt și profesori supraveghetori și poeți supraveghetori. Mă bucur mult că, chiar dacă profesorii au fost în grevă, poeții n-au intrat în grevă, cred că ar fi fost un lucru mult mai grav. Poezia nu se și este o formă de protest câteodată, de grevă. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi festivă, la acest festival mai mic cu 10 ani decât mine. Mă consider cumva superior, nu sunt cu 10 ani mai mare decât festivalul Rezonanțe Udeștene, care cândva se chema... Mai bătrân, nu mai mare. Mai bătrân, dar mai experimentat. Așa. Mă bucur că din postura de premiant, de participant, de veșnică speranță, am ajuns aici la microfon să vorbesc despre cartea Vioricăi Petrovici, de care mă leagă o prietenie de mai mulți ani, care a constituit cumva și o bornă în devenirea mea profesională, didactică, și mi-aduc aminte de orele la care am asistat la clasa dumneavoastră, la General 3, când învățam și eu cum e să fii cadru didactic. Eu nu știu de ce toată lumea spune, folosește formula asta cadru didactic. Eu am spus mereu, există foarte multe cadre didactice și foarte puțin profesori. Mie îmi place să cred că sunt profesor, nu cadru didactic. Nici voi, nu cred că să nu fiți cadre militare, dar să fiți ofițeri. Sau să ofițeri în tot ce înseamnă, să spunem, deplinătatea aceasta a termenului. Avem în față o carte de poezie, o carte foarte serioasă, care s-ar putea să vă transpună într-o lume în care este greu să evadezi. Și mi-am notat câteva lucruri ca să fiu cât mai concis și apoi o să îmi permit poate și niște comentarii pe lângă. Poezia Vioricăi Petrovici este una a esențelor, dar și a viețuirii în preajma adevărului. E drept un adevăr al ființei, în care există o doză substanțială de relativitate. Noi credem că facem, tregem, de fapt, e un drum pe care cartea ce-l alege și o viață pe care ea o are dinainte stabilită. Portal 16. Dragostea mea de zbor mă face să trăiesc mereu în două lumi. Nu știu care dintre ele e cea reală. Poate fi o reflexie tot ce trăiesc. Poate fi existența unui personaj creat de mine. Clara, și când am plecat de acolo, am spus, domnule, îi iubesc pe moldoveni. Trebuie câteodată să pleci de acasă, să vezi alți oameni ca să îți dai seama ce ai acasă. Aș zice cam așa, Bucovina, versus Banatul, acolo e o răceală de iceberg și aici este căldura moldovenească. Și dacă zicea cronicarul Naț și la Moldova oameni, referindu-se la marile personalități, la cărturari, eu aș zice că la Moldova nasc oameni. Și aici la Suceava e una dintre zonele, să zicem, concentrate. Suceava, toată zona asta a Bucovinei este extraordinară. Deci îi mulțumesc lui Ion Manole că m-a invitat din nou. Am fost la multe ediții ale festivalului și am întâlnit întotdeauna aici prieteni, ori loco, ori veniți din alte părți, din Iași, din Botoșani, acum din Botoșani nu e nimeni. Da, da. Da. Domnul Gatoreanu și domnul Mușcașu. Vă salut! Îl salut că e domnul Lili Popescu. Și organizator. Da. Istorie. Mircea Motrici, condamnat la iubire, Iași, editura PIM 2023. La 16 ani de a despărțea de Mircea Motrici și în anul în care acesta a rotunjit vârsta de 70 de ani, doamna Rosalia Motrici scoate la iveală, din tainice unghiere, un alt manuscris inedit,
pe care îl valorifică printr-o carte nouă, care va fi, credem noi, apreciată de cei care vor alege să cunoască intimitatea sufletului neprețuitului nostru bucovinean, Mircea Motrici.